Astăzi creștinii sărbătoresc Paștele sau așa să fie oare? Nu toți românii sunt convinși de semnificația acestei zile sfinte, iar răspunsurile lor par desprinse dintr-o comedie. Le vedeți pe cele mai trăznite în materialul următor. Creștini aristigniți? Români. De ce? Păi au fost atunci niște combinații. Au fost atunci cu... era lumea... Dar pune și tu altă întrebare, pui din asta. Încercăm ceva mai ușor. Spune în primul rând ce sărbătorim astăzi, religios vorbind. La plimbare. Așa. Acasă, am fost acasă acum să... am făcut un grătar. Aseară ai fost să iei lumină? Da, am fost. Era foarte bine la lumină și era o rugăciune frumoasă. M-am stat până mâine dimineață la ora 4. Tot nu ne-am lămurit. Care e semnificația religioasă a sărbătorii? Nu știu. Păi nu știu, ouă roșii... Așa? Da, religios vorbind, ce sărbătorim? Nașterea Maicii Domnului. Mai bine rămânem la cele lumești și vorbim despre ouă. De unde vine tradiția? De la Ierusalim, nu? Așa, dar ce s-a întâmplat? De ce tocmai roșii? Din cauza Domnului, Iisus Hristos a sângerat și a curs pe ouă. În fond, e corect. Îndrăznim să întrebăm și de miel. Mai este crucificarea, nu... Răstignirea? Răstignirea lui Iisus Hristos și... mai ales mielului, că mai ales că îl tăiem în ziua de astăzi. Poate iepurașul are mai mult noroc. Eu nu sunt de aici, sunt din Moldova, sunt din Iași și acolo e mielul, nu e iepurașul. Acolo vine mielul? Mielul se taie. Ca să cruțăm celelalte tradiții, ne oprim aici. Paște fericit!